Joana, în regulă? Nu. Dar nu a fost petrecere. Dar nu este petrecere. Nu era petrecere, mai era. Până în petrecere. Da. E numai de forță. A, nu, asta a fost acolo, dar nu era petrecere. Deci era lângă trecere, dar a fost mai spate că a fost o dubă galbenă aici. Dar nu era. Dumneavoastră ați parcat pe rampa pentru persoane cu dizabilități, că de-aia vă și filmez. Vi se pare în regulă? Ba da, este, pentru că este acolo o rampă care poate să fie folosită de persoane cu dizabilități. De ce? Poliția română... Da, poliția română este națiune, da? În națiune. Cu două băuturi de cafea. Ați venit să vă luați cafea, nu sunteți. Dumneavoastră, de ce ați parcat pe rampă? Aveți voie să parcați pe rampă? De ce nu ne răspundeți? Nu sunt eu șofer în mașină. Dar de ce? Uitați-vă dumneavoastră, de ce parcați pe rampă, domn polițist? De ce parcați? Domn polițist, de ce nu vrei să ne răspundeți? De ce, nu, de ce parcați pe rampă? E rampă? Da, este acolo în fața rampei. Cineva în cărușor poate să folosească rampa aia. De ce parcați acolo? Este în fața rampei. Cineva în cărușor folosire nu poate să folosească rampa respectivă. Pariu? Stați așa, este un drum public, este un drum public. Nu pot, pentru că dumneavoastră ați parcat mașina acolo. Dar nu ați fost, că ați fost înăuntru. Nu, ați fost înăuntru. Și nu pot, dacă eu voiam să folosesc acum rampa, nu puteam. Dar de ce? Puteți să vorbesc cu mine. Dar de ce ați parcat acolo? Nu este un alt loc de parcare? Păi și atunci, dacă este, de ce ați parcat? Nu era parcate pe trecere, mai era până la trecere. Nu era pe trecere. Și de ce nu mi-ați spus atunci? Păi eu v-am spus că parc. Cine a făcut reclamație? Dar eu fac reclamație că mi-ați parcat-o acolo cum eu trebuia. Este foarte regulamentat. Asta este un exemplu a poliției române. Bravo! Mulțumesc frumos! Da, sunteți foarte ironic. De asta sunteți plătiți din bani publici, ca să fiți ironic. Da. Dacă lați un bus american, vă mutați mașina în timp ce conversăm. Puteți să-mi dați, vă rog, o amendă. Deci chiar doresc să-mi dați amendă. Puteți să-mi dați amendă. Vă rog frumos. Dar de ce? Nu, puteți să-mi dați mie. Vă rog frumos. Haideți, vă rog frumos. Deci nu am primit nicio amendă română. Puteți să-mi dați, vă rog, o amendă. Nici dacă vă împing ceva, o să vă dau o șpagă ca să-mi dați o amendă, vă rog frumos. Da? O șpagă ca să-mi dați o amendă. Da. Da, și nu știu nicio șpagă. Mică. Pentru ca să-mi dați o amendă. Da, ca să-mi dați o amendă. Ce-i cu fără? Da, ca să-mi dați o amendă. Da, ca să-mi dați o amendă. Nu, pentru ce trebuie să mă inedit? Ca să-mi dați o amendă. Să vă dau amendă pentru... Da. Așa, o amendă, nu știu, gândiți-vă, v-am insultat. V-am vorbit eu, v-am înjurat. Înjurați-vă. Dar nu vă pot înjura, v-am înjurat mai devreme. Da, nu v-am auzit. Vreau să vă înjur? Da. Ce înjur trebuie să folosesc? Tu te dracului, de exemplu. Nu zic vă zic dumneavoastră, zic așa am jurat eu. Zici mie, dacă vreau să zic. Da, da. Da? Ce jurături a pus să vă dau? Indiferent ce știu. Tu te-mi pui a mea de-un polițist. Mulțumesc. Îmi pare rău. Conform legii 61, da. Pe 91, sunt da. Taxonat. Cum pot să plătesc? Deci o plătesc, acum nu am cash, dar vă plătesc astăzi. Unde te? Plătiți la primărie. Da, plătesc la primărie. Astăzi o plătesc. O, la rampa asta este. Eu am înjurat pe domn polițist, n-am vrut. Am fost provocat. Vrut, nu v-am provocat. Îmi asum asta. Vrut și ați făcut. Da, da. Da, am și filmat la dovadă că v-am înjurat. L-am înjurat pe domn polițist. Fără nimic. Că mi-a zis, am filmarea. Din filmare se vede că nu v-am provocat. L-am înjurat. L-am înjurat pe domn polițist. Îmi dă amendă pentru că l-am înjurat. Asta e dovada. Am zis tu timpul la mea domn polițist. Mă amendează. E corect, bine nu. Dar dumneavoastră sunteți parcat, el este parcat pe rampa, așa-i domnul Mitin. L-am înjurat pe domnul polițist, asta mi-asum. Nu mi-asum că era parcat. Mi-am văzut pentru asta. Da. Vă înțeleg, știu, dar nu-i vorba de a-i uităm pe camere și dacă era pe trecere, atunci am dacă era parcat pe trecere, atunci da. Am făcut. Da. Da, asta e... Chiar vă rog, eu v-am rugat să faceți ce sunt. Da. Nu, eu am zis, faceți-mi o amendă. Recunosc, deci asta a fost vina mea. Nu recunosc faptul că i-a fost petrecere. Dar eu recunosc că am înjurat.
Și chiar o plătesc acum. Nu știu cum să plătesc, poate îmi duce domnul unde se plătește. La primărie sau undeva. Asta pentru că ați auzit în jurii de la 200 la 1000 de lei. Acum dați-mi 200, că nu v-am întrebat ce să vă înjur. Nu suntem la piață, asta eu vă trebuie să vă înjur. Da, bine. Nu a fost o înjurătoare mare. Chiar să fie o înjurătoare mai mare, de exemplu. Recunoașteți că m-ați înjurat? Da, da. Se mi-a spus ce se debat. Da, da. Așteptați, vă rog frumos. Nici o problemă.